Reprezentantul organizației ProVal susține că mamiferele de la delfinariul din Constanța au fost capturate în urma unor vânători ilegale în apele teritoriale ale Japoniei și asta în condițiile în care, potrivit documentelor, delfinii provin de la acvariul din Beijing. Organizația a solicitat o serie de acte și efectuarea unor teste ADN. Reprezentanții delfinariului din Constanța se apără. Ei au venit cu acte din China, cu acte valabile internațional, se numesc CITES sau CITES, acte care demonstrează faptul că sunt născuți în captivitate, la a doua generație. De asemenea, oamenii noștri de știință, respectiv specialiștii de la delfini, confirmă faptul că nu mai ecolochează. Ecolocația este o caracteristică a delfinilor care sunt prinși din natură. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu sunt liniștit că acești delfini provin din captivitate și sunt aduși în condiții de, să spunem așa, de conformitate cu actele. Răspunsul acesta se poate afla doar prin analize de genetică. Analize de genetică care cel mai ieftin ar fi să se efectueze asupra exemplarelor aflate aici în captivitate și asupra părinților care apar în actele respective de import, bănuiesc. În rest, vis-a-vis de a demonstra apartenența lor dintr-o populație naturală din Marea Liberă, acest studiu se poate face, dar el este costisitor și de durată, pentru că presupune, după preluarea țesuturilor de la delfinii de aici, preluarea unui lot de minim 100-150 de exemplare pentru a avea relevanță. Potrivit reprezentanților complexului muzeal, până acum nu le-au fost solicitate efectuarea de teste ADN, ci doar documente. Actele au fost puse la dispoziție prin intermediul Ministerului Mediului. În ceea ce privește o adresă trimisă pe mail, există și adresa respectivă am trimis-o mai departe la Ministerul Mediului, care este forul nostru tutelar și cel care decide ce să facem mai departe. Este o adresă prin care ne solicită ca noi să comunicăm date care țin de partenerul chinez. Există un contract științific, nu de confidențialitate, dar e un contract de parteneriat care ne obligă, cel puțin moral, să ne menținem la o apreciere a activității doar a noastră și nu a altora. Este important de știut că, potrivit specialiștilor, un delfin trăiește în captivitate chiar și 35 de ani, în timp ce, în libertate, speranța lui de viață este de doar 17 ani.